Horoscopul zilei de 22 mai. Berbec. Se pare că astăzi nu veți fi deloc stăpâni pe situație ci va trebui să vă adaptați acestora, dacă nu vă veți lăsa pradă impulsurilor și veți ști cum să speculați împrejurările, veți avea chiar mai mult de câștigat. Totul este să fiți suficient de luciți încât să vă păstrați cumpătul, chiar dacă multe dintre evenimentele în desfășurare vă provoacă o stare de spirit nu foarte confortabilă. Trebuie să vă puneți puternic la bătaie tărie de caracter. Apariția unor posibile situații conflictuale poate avea efect negativ asupra stării voastre de spirit. Trebuie să vă impuneți ferm punctul de vedere și să nu vă lăsați dărâmați de fiecare mărunțiș. Taur. Ar fi bine ca astăzi să vă analizați cu foarte mare obiectivitate punctele slabe și să lucrați cu mai multă consecvență la atenuarea lor. Dacă nu veți fi voi conștienți de aceste minusuri, s-ar putea ca alții să le speculeze și să vi le pună în evidență în fața unor persoane care ar trebui să vă vadă într-o lumină cât mai bună. Nu lăsați adversarii să profite din ignoranță sau dintr-o inexactă apreciere a capacității acestora. Astrele evidențiază o zi a schimbărilor, însă depinde de voi dacă aceste schimbări vor fi de natură pozitivă sau negativă. Trebuie să vă păstrați pozitiv și realiști și să fructificați împrejurările favorabile care vă sunt oferite. Gemeni. Mai multe sarcini nefinalizate vă pot da mari bătăi de cap pe parcursul zilei, mai ales că în cazul unora dintre ele nici soluțiile nu se întrepăt a fi prea aproape. Atenția concentrată doar pe aceste lucruri nu va mai putea fi îndreptată și spre alte chestiuni care v-ar putea asigura progresul. În aceste condiții, starea de nervozitate s-ar putea să crească spre finalul zilei. Nu lăsați însă ca problemele profesionale să vă influențeze relația cu membrii familiei. Ar putea să apară noi complicații de care chiar nu aveți nevoie. Situația financiară s-ar putea îmbunătăți considerabil dacă veți alege să fiți cumpătați în achiziții și prudenți în investiții. Rac. Nu veți avea o zi deloc ușoară astăzi, iar acest lucru va fi vizibil încă de la primele ore. Este posibil chiar să fiți chemați pentru a rezolva o mulțime de chestiuni destul de sensibile, ceea ce vă va solicita foarte mult atenția. Uneori stresul poate fi foarte mare, pentru că de soluțiile oferite de voi vor depinde evoluțiile viitoare, care vă vor afecta în mod direct. Presiunea asupra voastră va fi consistentă, atât fizic cât și psihic. În aceste condiții, este posibil ca seara să vă găsească absolut epuizați, fără putere de a vă apleca atenția și asupra problemelor familiei. Faceți apel la înțelegerea apropiaților și găsiți o modalitate eficientă de a vă recupera forțele. Leu. Nu este un moment bun în care să puneți în prim plan idealismul, visele utopice, fanteziile. Nu trebuie să vă relaxați peste măsură, așteptând ca lucrurile să se rezolve de la sine, într-o manieră perfectă. Nimic nu este perfect pe lumea asta, știți bine. Atunci, de ce să vă amăgiți, mai ales că nu sunteți genul care face asta în mod obișnuit? Trebuie să vă treziți rapid la realitate pentru că ați putea înregistra pierderi semnificative în foarte multe direcții. Aplicați-vă cu mai multă atenție asupra problemelor membrilor familiei, mai ales dacă veți fi solicitați în acest sens. Chestiunile domestice sunt inevitabile, nu aveți de ales între a le rezolva sau nu. Fecioară. Este o zi în care multe lucruri nu sunt ceea ce par, în care aparențele vă pot foarte ușor induce în eroare. S-ar putea să vă treziți implicați în situații extrem de încurcate și care vă vor provoca o stare de încordare extremă. Ba chiar ați putea observa că unele persoane la care nu v-ați fi așteptat încep să acționeze pe ocolite pe la spatele vostru. Bineînțeles că va fi o situație deloc confortabilă. Aveți nevoie să vă distanțați puțin de evenimente și pe cât posibil să nu dați loc la bârfe. Fiți prudenți în interrelaționare. Nu este cazul să vă deschideți sufletul primei persoane care vă iese în cale. Învățați să tatonați terenul și să cunoașteți oamenii mai întâi. Balanță. Foarte mult criticism la adresa celor din jur vă poate aduce prejudicii destul de considerabile. Nu credeți că și voi aveți propriile neajunsuri care pot să-i deranjeze pe cei din jur? În aceste condiții ar fi bine să vă mai abțineți în a vă exprima părerea, mai ales dacă aspirațiile pe care le aveți depind de anumite persoane și anumite împrejurări.
Mai ales în viața profesională, este bine să lăsați loc de bună ziua, pentru că niciodată nu știți când ați putea avea nevoie de un sprijin în anumite întreprinderi. Indiferent cât de stresați sunteți sau cu ce probleme vă confruntați, reacțiile impulsive nu vor fi justificate, nici în plan profesional, nici în plan personal. Scorpion. S-ar putea să experimentați o serie de dezamăgiri astăzi, mai ales dacă unele inițiative personale cărora le-ați dedicat mult timp și muncă nu vor da rezultatele pe care le așteptați. Nu este cazul să disperați, nu toate zilele pot fi de succes, chiar dacă așa v-ați imaginat. Mai așteptați puțin pentru a vedea cum decurg lucrurile. S-ar putea ca în final, în unele cazuri, să reușiți mai mult decât v-ați fi așteptat. În timp, treburile se mai așează, iar evoluțiile pot fi surprinzătoare. În plan familial, mai multă răbdare, mai multă disponibilitate față de cei ce vă solicită prezența poate fi elementul cheie pentru dezvoltarea unor relații de succes. Săgetător. Astăzi ar fi mai bine să fiți doar observator și nu participant la ceea ce se petrece, mai ales dacă anumite situații se complică mult prea mult pentru a ieși cu bine din ele în cazul în care ați alege să vă implicați. Păstrați-vă obiectivitatea și faceți alegeri cu realism fără a vă lăsa influențați de sentimentalisme. Uneori e mai înțelept să stați deoparte și să nu vă amestecați prea mult în chestiuni delicate. În plan personal, situația se prezintă exact invers. Va trebui să interveniți mai ales dacă situațiile sunt delicate. De asemenea, este nevoie să fiți cât se poate de diplomați și înțelegători dacă doriți ca demersurile voastre să aibă succes. Capricorn. Veți fi antrenați în multe activități pe parcursul zilei, însă toate vor fi guvernate de influența exercitată de cercurile sociale. Unele cerințe din partea acestora ar putea fi destul de dificile și greu de realizat. Stresul crește atunci când vedeți că nu aveți nicio posibilitate de a vă eschiva sau de a vă conforma cerințelor. În aceste condiții trebuie să mizați foarte mult pe sprijinul apropiaților, al familiei. Nu încercați să controlați ceea ce nu poate fi controlat. Ar fi bine să vă limitați doar la a diminua cât mai mult efectele negative. Este o zi în care va fi nevoie de multă organizare din partea voastră, dar și de răbdare, dacă vreți să mulțumiți măcar în parte. Vărsător. Toată ziua veți fi prinși în tot felul de chestiuni profesionale ce se cer neapărat rezolvate. Mai rău decât atât, nu pare că aveți suficientă încredere în cei implicați pentru a-i lăsa singuri să rezolve problemele. Poate fi o atitudine greșită care să vă aducă prejudicii. În primul rând, cei din jur nu vor mai avea nicio tragere de inimă să acționeze din tot sufletul, pentru că oricum știu că nu aveți încredere în ei. Pe de altă parte, vă aglomerați foarte mult cu toate aceste treburi, așa încât vă veți vedea nevoiți să neglijați o serie de aspecte importante, propria sănătate, familia, apropiații, care au nevoie să le acordați și lor atenție. Pești. Circumstanțele zilei de astăzi nu vă vor fi foarte favorabile. Pentru tot ceea ce vă doriți să obțineți, va trebui să munciți din greu. Aveți grijă să vă protejați ideile, pentru că apar unele persoane ce ar putea fi ușor etichetate ca profitoare. Există un mare risc de a pierde anumite avantaje dacă nu veți ști cui și ce să destăinuiți legat de planurile voastre profesionale. O mai mare implicare în chestiunile domestice ar putea să vă facă viața personală mult mai ușoară. Comunicarea cu apropiații poate stimula evoluții pozitive, de care chiar aveți nevoie, pentru a vă crește optimismul și încrederea în sine.